Salutare chat, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un episod, eu sunt Deu și de data aceasta am curs în sfârșit până în fucking orașul pe care nu l-am mai vizitat până acum, deși l-am vizitat, dar aparent s-a pus că nu l-am vizitat, nu știu de ce. Dar hei, cine sunt eu să critic? O să merg să-mi iau cursă. Și da, să-l ajungem, să-l ajungem în orașul ăla, să-l cercetăm. Au rămas foarte puține orașe pe toată harta pe care nu le-am vizitat. Dar na. Punem frână, dăm bursă transport și alegem și dăm acceptăm. Uite cum pleacă cu a 5-a de pe loc, mai el își permite. Matthew. Băgăm reverse. Reverse. Cuplă. Volan drept, lumini pornite. Da. Da, o să vreau să resetăm. Opa, nu. Nu pe acolo. O să vreau să resetăm și să o luăm pe aici. Cred că e mai comod. Sincer vă spun. Bunii. Haideți să punem. Trenulețul, ciuciu. Tuciuriu, în mișcare. Am avarii, dar nu avem nevoie de ele. Bă, dar chiar hai să oprim să luăm, să luăm niște țigări. Trebuie să oprim să cumpărăm țigări. Oh, vai. Cum să fiu tist adevărat dacă nu iau țigări. Mă rog, evident că sunt mulți șoferi de tir care nu fumează, dar na, încerc și eu entertainment pe aici, nu mă judecați. După cum puteți vedea și eu pe lângă, eu nu fumez, nici eu, da, nu, da, v-am zis așa pentru entertainment sau na, pentru conspiraționiști, da, ziceți, da, fumez, îmi dau prin toate venele și din alea, aha, cum să nu, da, că n-am ce să fac mai bun cu timpul decât să fac din astea, într-adevăr, da. Sau cum ar zice, niște hăbăuci. Dacă mi-am dat o venă cu Pfizer, înseamnă că pot să-mi dau cu orice. Nu? Vaccinele IRL. Ha, bă, mor cu ăștia care pot să se baje și pun frână. O să-și dea după în mine. Nu și-o dea după în mine. Ăsta de unde a apărut, mă? LOL. În fine. Da, după cum ziceam, da, eu iubesc conspiraționiștii și oamenii care se îndoiesc din orice. Cei mai distractivi săia cu vor să reducă populația și că e un plan care e de nu știu câți ani și e ceva gen, numai în ultimii vreo 20 de ani a crescut populația cu mai bine de 1 milion și ceva de oameni. Gen, nu prea le-a reușit planul, dacă chiar. Dar da, na, ce să faci? Cred că 2 milioane de oameni au crescut populația în ultimii 20 de ani. Sau undeva pe acolo. Trebuie să fie cifră. Că cred că în ultimii 8 ani era 7,2 milioane. Acum e 7,9 aproape. 7,8, mă rog, 7,9. Și gen... Cam acolo sunt. În ultimii 20 de ani, sigur, vreo 2 milioane. S-a mărit populația planetei. Și gen, da, aha,
planul lor de reducere a populației care îl elaborează de atâta timp, se vede că funcționează foarte bine, aha. Da. Of, băgămeaș. Ni conspiraționiști. Da, ce să mai zic. Fain să zic paranoic. Nu, paranoic e una, conspiraționist e alta. Să nu fac, că-s doi termeni total diferiți și n-au legătură și nu am de ce să-i pun în aceeași propoziție. Nu-i corect. Eu sunt paranoic când mă aștept să se întâmple ceva rău, deși lucrurile te curg destul de normal. Dar sunt conspiraționist când încep să cred în chestii care nu sunt științifice și sunt numai speculații. Da, gen cum e proful meu, un prof de la facultate care... Da, nici nu are rost să vorbesc, dar... Când încă pui botul alea cu Soros în 2021, sincer... Cu Soros care finanțează alegeri? Soros, da, Soros care... Duma asta e veche de 10-15 ani deja. Vrăjeala cu Soros, conspirațiile. Da, e trist să le folosești în 2021 și să și pui botul la ele, gen... Nu știu, adică... Dacă ești om și te respecti când vine vorba de a fi informat corect, nu poți să le muști pe astea așa... Adică astea de copii mici, adică, sincer... Și un copil de generală se prinde și de seama că toate vrăjelile alea cu Soros care finanțează nu știu ce sunt doar dezinformări și că evident că n-au nicio treabă cu realitatea. Dar hei, unii încă continuă să creadă în ele și să pună botul. Ce pot să zic? Pe fapte concrete și reale, da. De alea se îndoiesc, da, de conspirații, că scrie, unul, într-un articol dubios pe net, de preferat să fie și Sputnik, ca să știe că e realizat 100% de ruși, de obicei așa se întâmplă. Dacă mai citesc un articol dubios și mai apare și Sputnik pe el, chiar mi se pare trist să iei în serios și adevărat 100% de ce scrie acolo. Dar na, fie. Uite, vedeți? Republica Moldova a votat bine la alegeri. O știu să informeze corect și au înlăturat... problema de natură rusofilă de la ei din Parlament și cu presa, cu filtrul informațiilor prin presă ar sta destul de bine pentru că o știut să se ferească foarte bine de tot ce înseamnă propaganda făcută de ruși. Și pentru cine nu știe, au câștigat partidul ce e principalul cum să zic eu, majoritar e principalul partid care se află de partea pro-NATO și pro-UE și a câștigat peste 50% din Parlament, practic, are majoritatea absolută partidul respectiv. Și de bine. E pro-NATO, pro-Uniunea Europeană. Respectă standardele democratice, cel puțin. Bine, niciun partid nu e perfect, dar cel puțin comparativ cu socialiștii și comuniștii. Scuzați-mă. Diferență de acer la pământ.
între a ști ce înseamnă a practica democrație și a practica stilul rusesc. Și da, și ce mai zic, da, și noi ar trebui să avem și ar trebui să punem accentul mai mult pe informatul corect, pentru că multă lume pune botul la multe dezinformări. Și pune botul destul de ușor, gen. Dar, pe de altă parte, la noi nu e că la moldoveni, că gen, rușii nu își asumă pe față nimica. Singurul site de presă care îi, așa mai pe față, rusesc, e Sputnicul, care și așa îl știe toată lumea. Da, mai sunt altele care par relativ ok, sunt dubioase când vine vorba de finanțare și așa, dar gen lumea le vede că fac articole și investigații ok și câștigă credibilitate și când vine, pam, momentul interesant, dau informația greșită numai pentru a dezinforma publicul. Da, din păcate. În fine, e o poveste lungă, cred că am putea vorbi cu orele, dar alt subiect nu am avut în cap să discut la ora aceasta pe ETS. Îmi pare rău, chat. Stânga trebuie să fac aici. Bun, am ajuns în sfârșit și am și cercetat orașul ăsta. Dacă vă vine să credeți. Nu, că nici mie nu-mi vine. Da, ok. Da. Mă lasă să parchez. Este. Aventura, strigați, Donnarumma. Gen, portarul de la european care a apărat penaltiile pentru Italia. Italia a câștigat. Și Anglia a pierdut, ei. Iupi. Bine, nu o să mai vorbesc despre fotbal, că și așa nu sunt cel mai priceput, dar... E ok, ați înțeles voi ce vreau să zic, microbiștilor care sunteți și vă uitați la mie, deși nu se uită nimeni la mine până la momentul ăsta din video, deci e ok. O să reparăm tirul aici, eu nu știu dacă l-am lovit sau nu. Bă, nici n-am sesizat că n-a trecut drumul. Mamă, vedeți ce înseamnă să ai pe ce să vorbești? Că nu ai, nu ai. Pam, și-o parcam acilea. Opa, ce prost m-am dus. No. Hai să-l parcam aici și aici așa. Uite așa. Uite așa. Opa. Da, îi drept sau sal? Nu-i drept, da. Măcar am încercat să parcă, nu prefac că l-am pus drept. Ok. Ok, chat. O să oprim motorul aici, o să dorm de față cu voi. Am încredere să stau, să dorm în timp ce voi stați și mă urmăriți. Aole. Dormim 48 de ore, sunteți de băi? Aole, gata. Ok, chat. 24 de ore voiam să zic de ok. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și că ați stat cu mine până la acest moment al videoclipului. Eu am fost Deiu. Vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye, bye!